Hei, hei! Salut! Stau de gen din Sibiu, pentru că am început seria de iarnă cu Clari. Și am venit să vedem târgul de Crăciun de la Sibiu. Și urmăriți clipul în continuare ca să vedeți ce se întâmplă, că nici nu știm ce face și ce se întâmplă. Momentan suntem la Starbucks. Ne oprim așa, ne-am oprit așa la o cafeluță și... Uite copii! Sorry! Da, e dimineață, stați! Noi ne-am oprit la un restaurant și în restaurant nu se vorbește tare, zici că fac ASMR. Ca să se facă seara, să putem face poze mișto la târg. Gata, am mâncat. Să ne fie de bine. Mm-hmm. Și acum că este mai întunecat, mergem, sper că nu acopăr microfonul, că n-am chef să fac voice-over acasă. Mergem la târg. De tot nu-i întuneric pe care îl dorim noi, dar... Dar sunt luminițe! Luminițe! Trebuie să-i găsim la mama turtă dulce. Turtă dulce? Turtă dulce. Dacă vrei țuică fiartă. Nu țuică fiartă. Țuică fiartă. Vai, dar ce-i cu zoom-ul ăsta pe fața mea? Păi, uite turtă dulce, hai să mă așa. Oh, the heaven of turtă dulce. Ce să ia? Un BMW, poți să iei, un BMW de turtă dulce. Așa de Crăciun. Da, uite o cap. Sau un ren? Hai, ren. Un ren, băi. Sunt tot felul de tarabe de astea drăguțe și patinoar și chestii mișto cu mâncare și atelierul lui Moș Crăciun și... Clari tocmai se... nu știu ce face. S-a pierdut. Să-mi iau cercei cu Jimi Hendrix. Ia cercei cu Jimi Hendrix. Uite un Hello Kitty maro. Cât e o insignă? 15 lei. Nu se poate așa ceva. Deci eu mă plimb cu chestia asta după mine, zici că da, sunt foarte tropical, știu că e cât decembrie. Putem să facem reclamă? Facem reclamă. Uite de unde am luat cercei. Da, dacă vai Forever Young și în Vama Veche magazin. Să merge, să vă uitați, au chestii faine. Chiar sunt faine. Uite ce faine sunt. Jimmy. Nu știu dacă ați văzut clipul de anul trecut de când am fost la târgul de Crăciun la Sibiu, dar îmi place să vin la Sibiu la târgul de Crăciun pentru că fiecare an mă întâlnesc cu Crașul. Nice. Dar ce tare miroase lavandă. Ia uite aici zodiacul. Îmbibat în lavandă. În general când ai o dilemă în viață. Deci o stare curios ce e asta de la bancă. Oh, hello. I don't know! Bă, m-am așezat pe trăsura asta și credeam că e încălzită, dar nu e încălzită! E confortabilă. Deci vă recomand să veniți la târgul de Crăciun să stați pe chestia asta. Deci am plecat de la târg și uitați ce priveliște și ce terasă și ce lumini și ce loc. Și ce poze urmează să-mi fac, brâ. Tu, de ce nu stai la poze? Îți rușine. Hai aici, hai mama. Cum te cheamă? Poate mâzgârie. Nu mâzgârie, mâzgârie. Dar nu-i motan. Nu știu, nu m-am uitat la ea sub coadă. Foarte atent, ești la cameră. Place-ți viața. Ia uite ce zice birtul ăsta. E croitorie. Ai croitorie. Uite-te ce drăguț. Ia uite ce zice croitoria asta. Îl recomandăm pentru poze, nu știu cum îi zice, dar vedeți acolo ceva restaurant, uine. Și am ajuns și la The Famous, podul minciunilor. Voi ați zice că asta e apă, mă rog, e apă, dar în altă formă. E frig. Călduț. Da. Deci ne-am făcut niște poze. Trebuie să ne dați follow pe Instagram, găsiți link-urile în descriere și o să vedeți și pe blog, știți și blogul, tot în descriere îl găsiți și acum ne-am oprit într-un pub. Foarte fain. Venim la Sibiu. Mă, și asta a fost experiența așa puțin pe fugă. Știți că v-am întrebat dacă vreți serie de Crăciun și am zis să încep cu târgul de Crăciun de la Sibiu, că tot e atât de promovat. Și fiți pe fază că urmează...
Mai facem niște chestii. Trebuie să mai facem niște ceva și cu tematică do it yourself. De sărbători. Mai de sărbători decât târgul de Crăciun. Da? Fiți pe fază. Hai, mulțumim că v-ați uitat la noi și ne vedem în următorul. Ciao!